Bun găsit la o nouă emisiune FBI Paranormal 37 sau Biroul de Investigații Fenomene Paranormale 37 Numele meu este Nițu E. George, investigator Tema emisiunii de astăzi Harpia În mitologia străveche românească greacă, romană, Apar deseori astfel de uh, făpturi, uh, care practic sunt uh, umanoide, uh, au aripi, uh, înălțimea de până în 2 metri, deschiderea aripilor uh, poate ajunge până la 4-5 metri, sunt uh, exclusiv carnivore, Uneori, când nu găsesc să vâneze oameni sau orice alt animal, recurg la hrana vegetală. Dar, în cazuri excepționale, trăiesc aproximativ 50 de ani. Mulțirea lor se face prin o, Din punct de vedere sexual, ele sunt preponderent femele și deseori răpesc bărbați puternici, magi, viteji, care le pot satisface nevoia de reproducere, după care pur și simplu îi devorează. Asta spune mitologia universală, pentru că am căutat în nenumărate limbi străine pe nenumărate site-uri, am făcut traduceri și adaptări ca să găsești și să fac o sinteză cât de cât uh, succintă a ceea ce am găsit. Deci ceea ce vă spun nu este invenția lui Nițuie George, ci pur și simplu asta spune mitologia. Numele lor înseamnă spărgători. Homer a scris că o harpie a fost mama celor doi cai al lui Achille, născuți de Zefirus, vântul de vest. În mitologia greacă și mitologia romană, o era un monstru feminin sub forma unei păsări cu chip uman. Deseori, acestea erau un conflict deschis cu oamenii, și după cum o să vedem, erau, mă rog, făceau parte din corporația arhonilor și luau, de fapt, victimele care nu corespundeau din punct de vedere vibrațional și al conștiinței și le transportau către tartar. Acum, de ce am vrut să fac această emisiune despre uh, harpie? Pentru că este o subspecie a unei modificări genetice uh, dintre uh, o rasă umanoidă și o rasă aviară. Faptul că partea de jos, de la mijloc în jos, reprezintă partea aviară, picioare foarte puternice, de acvilă, da? iar partea de la mijloc în sus, apariență umană, grotească chiar, monstruoasă. Apariența harpiei, de la jumătate în jos, este adesea solzoasă, cu solzi ca de reptilă, Ceea ce mă înclină să cred că un 10% din materialul genetic folosit um, preponderent a fost uman și aviar, dar o mică parte, un 10%, cred eu, că a fost și reptilian. Um, ele sunt preponderent femele, după cum v-am spus, odată la 2 ani depun circa 20 de ou, din care doar 3 sunt fertile. Puii care nu sunt conform cu ceea ce doresc mamele sunt pur și simplu suprimați. Iar faptul că noi acum le tratăm ca și mitologii, legende sau eventual bazme, nu au fost decât istorii reale în care aceste harpi, aceste creaturi au existat de fapt în vremuri de mult apuse. Um, am vrut să trec în revistă pur și simplu o parte a trăsăturilor lor. Vorbesc de harpii uh, ca și sub specie umană și aviară, preponderent. Um, ele, de fapt, uh, au fost uh, o combinație genetică nefericită ce se făcea Intens, încă de pe vremea Atlantidei, cu circa un milion de ani în urmă, așa a apărut Minotaurul, Centaurul și uh, multe alte uh, subspecii umane în combinație cu animale. Da? Uh, pe vremea aceea, uh, clonarea sau uh, manipularea genetică între animal și oameni sau extraterestri reptilieni aviar sau de orice altă natură era posibilă și chiar erau destul de avansați în acest domeniu. De ce vreau să atrag atenția asupra acestei subspecii pentru că în trecutul îndepărtat reptilienii și cuvulturienii, tot o specie aviară, erau, făceau parte din corporația arhonilor întunecată. Și aveau drept scop subjugarea ființei umane cu scopul precis de a capta energiile de joasă frecvență pentru a se putea hrăni. Totul a fost bine și frumos până la un moment dat, după care aceste două specii, reptilienii și vulturienii, s-au cam războit, s-au despărțit. Dacă ținem cont de simbolistica care există în jurul în statului român, dacă vedem că Rusia are drept simbol vulturul bicefal, America la fel are drept simbol vulturul bicefal, țările din jurul nostru, unele baltice, au pe drapel simbolul vulturului bicefal, ca o mică paranteză, Ninurta era șeful de teritoriu aici în zona noastră în vremuri de mult apuse și dacă stăm să ne uităm prin țară, în special la biserici, mănăstiri, cum e și mănăstirea Sinaia, o să vedeți cum intrați pe dreapta în fața mănăstirii, este o toacă în formă de vultur bicefal, de metal, iar undeva în stânga este o chilie mică care are o ușe, avea de fapt o ușă sculptată foarte veche de sute de ani. Eu am prins-o acum este schimbată, în care drept simboluri reprezentative era foarte des coloana infinitului pe ea era o spirală, da? ceea ce reprezenta infinitul floarea vieții și repetativ în mod obsesiv chiar vulturul bicefal ulterior acea poartă groasă care avea cred că vreo 10 cm cred că a intrat în colecția cuiva care și-a dorit-o foarte mult și a fost înlocuită cu o poartă o ușă nouă care nu mai are nici farmecul, nici finețea sculpturii medievale care era încrustată în acea ușă. Deci, după cum vedem, simbolistica, vorbeam de Mexic, are un drapel în care vulturul ține în gheare un șarpe, adică o reptilă. În vremea de mult apusă medievală, toate scuturile erau, ați văzut, dragoni. Pe altele, steaguri sau scuturi erau vulturi. Deci, erau cele două facțiuni care influențaseră deja teritorial anumite state, zone sau triburi, și este foarte important să studiem simbolistica. De ce? Pentru că aceste două specii, vulturienii și reptilienii, au participat la modificarea rasei umane în repetate rânduri, inclusiv orienii, sirusienii care erau sirenul și sirena și micii gri, aviarii, reptilienii, rasa urmas, erau vreo șapte rase care au participat la modificarea noastră genetică, cu scopul de a ne îmbunătăți din punct de vedere genetic atât forma fizică, cât și mentală intelectuală. Ceea ce suntem noi în ziua de astăzi este practic rezultatul manipulărilor repetate genetic ale acestor specii la vremea respectivă destul de avansate care aveau posibilitatea să facă această manipulare genetică. Deci harpiile, într-o oarecare măsură, a fost, din punctul meu de vedere, un experiment nereușit, creat într-un scop precis, dar rezultatul a fost monstruos. Pentru că în toată mitologia greacă, romană, și dacă studiem și în mitologiile nordice, există astfel de entități, de personaje, care erau numite diferit de la o zonă la alta și aceste entități chiar au existat cu adevărat. Mă refer la harpi, cum mă refer și la reptilieni, de asemenea extraterestri aviari. Întotdeauna pe Terra a fost o luptă între cei care au descins prima dată și au format colonii um, ale oamenilor prin intermediul rasei extraterestre respective. Una a fost cea reptiliană, o alta care este o subspecie a rasei Uh, reptiliene este cea a nunachilor, care au la origine practic tot material genetic în uh, forma lor de uh, a se prezenta ca și formă materială, ca și corp, ca și uh, corp fizic, aici în plan material, iar cred că eu am fost singurul investigator uh, român care am spus că știu care este apariența exactă a anulachilor. Deci dacă vreți să o vedeți, sunt câteva filme care dezvoltă acest subiect. Nu spun că sunt anunachii, dar unul este Dune 2, în care ați văzut că toată rasa harconienilor erau lipsiți de pilozitate. De ce? Pentru că ei consumau în mod repetat blegu. Blegu, după cum știți, e o substanță văscoasă, asemeni petrolului, care are polaritate pozitivă și negativă, de aici și simbolistica cu bicefal, unul ține în cioc luna altul soarele, plus minus, da. Această substanță, blegu, se găsește și în ziua de astăzi e la noi pe planetă, deci, cum spuneam, aceștia o consumau, era perfect compatibilă cu corpul lor pentru că ei nu aveau empatie, nu aveau compasiune, ucideau din plăcere și rezonau cu tot, tot mentalul arhonic existent. Da? Dacă o să vedeți filmul Dune 2, o să vedeți că. A, un nepot al baronului Harkonnen a primit un pumnal, și în jurul său erau sclavi de pe alte planete care erau obligați să se tundă, să se radă, să fie asemeni lor, și fără să clipească ca să-și încerce acel pumnal, au ucis două servitoare într-o secundă. Deci aceasta înseamnă lipsa de compasiune, lipsa de empatie, lipsa de afecțiune, lipsa milei, ceea ce te face uh, o ființă ce se hrănește cu întuneric. Um, un alt film care explică apariența acestor uh, anunachii, care Anunachii au interzis să fie sculptați, să fie pictați, să fie imortalizați sub orice formă datorită faptului că erau spun, erau total diferiți față de noi umani. Da? Dacă țineți minte, am făcut și articol, un baz celebru, Harapalb, împăratul când îl trimite pe fiul său la fratele său ca să devină prinț și să-i moștenească, Averea, singurul sfat pe care i-l a dat a fost să te ferești cât o-i putea toată viața ta de omul spun. Cine era omul spun? Omul fără păr, fără pilozitate. De ce? Pentru că v-am spus, acești uh, anunachii consumau și se refăceau în băi de Black Goo. Uh, un alt film care explică exact apariența anunachilor, este Prometeus, în care inginerii care n-au creat pe noi, n-au manipulat genetic, acolo în film se numeau ingineri, erau de fapt uh, niște umanoizi, uh, fără pic de pilozitate pe ei, i-ați văzut cei care ați văzut uh, Prometeu, foarte înalți, mult mai mari decât noi și mult mai puternici, uh, în momentul în care robotul știa sumeriana veche și a început să vorbească cu unul dintre anunachii care era într-o capsulă ce a făcut posibilă um, viața lui să continue și în momentul în care l-a trezit, practic, robotul a fost dezmembrat pentru că... Ura lui și aversitatea față de, de oameni era înscrisă în ADN-ul lui. Deci, acești anunaki nu aveau empatie, nu aveau afecțiune, nu aveau milă, nu aveau. erau total în partea întunecată a lucrurilor din punct de vedere spiritual. Este foarte bine să studiem istoria de eon în urmă și cea adevărată a terei, să căutăm sursele adevărate prin care putem să ajungem la adevărata informație care ne poate aduce un pic de lumină spirituală în așa fel încât să înțelegem toată această luptă dintre lumină și întuneric pentru că altfel o să fim total pulversați, și o să credem în toate neadevărurile spuse în orice carte science fiction, în așa fel încât să vă teruteze dacă nu aveți o bază spirituală adecvată. Ceea ce eu fac acum nu fac decât să creez în voi curiozitate. Să vă îndemn să studiați în permanență, să aveți cunoaștere, să reușiți să discernați binele de rău, astfel încât să vă poată ajuta în viață, în viața aceasta, să puteți trece într-un prag de evoluție superior. Acestea fiind spuse, nu rămâne decât să vă urez, ca de obicei, toate cele bune. Să nu uitați să vă abonați, să distribuiți sau eventual să recomandați canalul. Cine vrea să lase un comentariu pertinent o poate face. Acestea fiind spuse, vă urez ca de obicei să străluciți, mereu, în lumină.